Hei, bună seara, dragilor, campionilor! Ha, ce faceți, cum sunteți? Uite, uite ce vreau să vă transmit. Este duminică seară și luni dimineață, cum ar veni. Și ce vreau să sunt acum la sală și tot ce o să vedeți în seara asta pot să folosesc liniștit, fiindcă sunt singur în sală. Imaginează că nu e nimeni, sunt singur în sală. Și ce este interesant, că azi am ascultat pe Johnny Vimbri și el a făcut o chestie de genul ăsta când a mers la locuri de muncă sau a mers undeva și a parcat în cel mai sus etaj și a fost singurul care a parcat acolo, restul toți au parcat jos. Și ce mi-a rămas în minte, că trebuie să fiu sus în top și tocmai acum s-a întâmplat. Deci acum pot să fac liniștit aici să trag la vâslele cum ar veni, trebuie să trag de acea sfoară sau să fac exercițiul ăsta. Și cum puteți vedea, este aproape ora 1 și eu sunt la sală și mă motivez și îmi antrenez și corpul, dar și creierul. Pot să fac și sârma. Sunt exercițiul și ăsta e tare. Trebuie să apuci pe ăla două și să tragi în jos. Este ca o fel de genunflexiuni, mai mult în motocicletă, saltelele. Aici poți face mai multe tipuri de exerciții, depinde și de yoga și tot. Hei, bună din nou! You should be here. Definitely. Cu siguranță trebuie să fiți aici. Sac de cărat, mașină de cărat. Și ce este important, că când e singur, uitați, fac sacrificiu că sunt singur și toți mă întreabă: Peter, ești foarte nebun, foarte crazy că ești singur aici și mergi la sală la ora asta. Normal, normal, că vreau să evadez din cursa de șoareci, să nu mai fiu blocat și să nu am viața mea și să nu pot trăi. De tot ce vedeți acum pot să folosesc fără liniște. Este super tare când ești singur. Nu este liniște, nu este nimeni, nu te deranjează, nu poți face exercițiu cât vrei, când vrei. Hei, bună din nou. Este super tare. Este o liniște totală, ca în cimitir. Imaginați-vă ca în cimitir. Este ciudat. Chiar și omul care curăță nu este aici. Toate hartele pot să le folosesc. O să vin mai încolo. Programul meu de obicei este că stau 2 ore la sală, deci am timp și pot face foarte multe lucruri. Bună din nou! Yeah! Da, și ce vreau să spun, este super minunat. Că dacă faci lucrurile ca alții și ieși din zona ta de confort, ceea ce este important. Și apropo, afară plouă cu găleata și am venit la sală așa cum ploua, am avut numai geaca mea de piele, de geaca mea de ploaie, că mereu trebuie să am la mine, că aici în Dublin plouă foarte mult și nu-mi place când plouă, adică are și beneficii, dar are și dezavantaje, dar na, așa este viața, aici este intrarea și ieșirea. Este super tare. Aici este spațiu de biciclete, mașina cu trepte, aici te încălzești, cardio, alergare, tot ce ai nevoie. Sala asta îmi place că este deschis non-stop, deci pot veni la orice oră, oricând și chiar pot face multe chestii. Și cum vedeți, ăsta e dulapul, numai geaca mea, geanta. Și geaca mea, aproape este ud luarcă, este foarte ud. Pot să storc și apa din ea. Cum vedeți, o și curs apa din geacă. Și de aceea să transmit că trebuie să faceți lucrurile diferit ca ceilalți dacă vreți să aveți un stil de viață diferit. Și chiar vă sugerez și recomand să faceți acest lucru, că este super mișto. Sper că v-am motivat și v-am inspirat. Și abia aștept să ne vedem, să ne antrenăm împreună, să fim împreună. Hei, spre succes! Deci m-am întors acum la bancul meu, la un moment dat. Și da, vă sugerez să faceți lucrurile total diferit, pentru o viață diferită și un trai super minunat. Și chiar am avut odată senzația asta și viziunea că cum ar fi dacă aș fi singur în sală.
Uite că acum s-a adeverit, a devenit realitate. Este foarte important să vizualizați ceea ce vă doriți în viață, în viitor, și totul, dar totul ce o să vizualizați, o să se întâmple. Credeți-mă că funcționează la nebunie, este chiar magic. Știți că de multe ori am ascult video motivațional și ne spune să vizionăm aia, să ne vedem aia, să avem viziune mare, mare și diferită și credeți-mă că se întâmplă. Bineînțeles, nu peste noapte, trebuie așteptat, trebuie să ai răbdare, că nimic nu se întâmplă peste noapte, dar va merita tot sacrificiul și toată răbdarea. Și chiar este super, super tare. Deci, you should be here. Garantat. Deci să aveți viziune super, super mare, mereu. Și ceea ce vă mai recomand este să faceți înainte, în fiecare seară, înainte când vă puneți la somn, să vă imaginați visul vostru. Nu contează care este, sau dacă nu aveți, găsiți unul. Sau chiar și despre World Ventures, dacă sunteți, simțiți acea emoție când vă zice numele vostru și când urcați pe scenă și cum o să fie discursul vostru când o să fiți recognizat IMD, când o să urcați pe scenă, cum o să fiți îmbrăcați, ce mașină o să mergeți sau ce intrare o să aveți, ce muzică, ce o să ziceți, cum o să vă comportați. Sunt multe, multe, multe chestii și vreau să simțiți această emoție fiecare seară când mergeți la somn. Și ei o să, fiindcă sunt două beneficii. Unu, o să dormiți foarte bine și o să vă activați subconștientul și a doua zi o să fiți foarte, foarte activi și tot ceea ce o să faceți o să vă ducă mai aproape de succes și o să aveți o stare mult mai activă. Nu o să fiți cum sunt ceilalți oameni din cursa de șoareci, foarte, cum să zic, foarte triști sau negativi sau diferite stări, cum sunt unii, și dacă să faceți acest lucru, sigur o să vă realizați visul mult mai repede. Și chiar funcționează și este minunat, minunat. Ok, vă las, vă pup, vă îmbrățișez, deci să nu uitați să vizionați, să mergeți și la sală, bineînțeles, că trebuie să vă antrenați și creierul, dar și corpul. Că și eu din acest motiv lucrez la acest capitol, corpul meu, fiindcă chiar am nevoie să am un corp frumos, că am în viziunea aceasta când o să urc pe scenă să arăt bine și plus am și pe vision board-ul meu de acasă, board-ul meu de vise, un om cu un trup superb și chiar trebuie să-l urmez ca să am rezultatele lui. Arată super, super fain și chiar vreau să arăt ca el, cu mușchi, știți, da. Cum este un bărbat adevărat. Și da, ok, vă pup. Acum a venit. Nu, este numai omul cu curățenia. Omul care face curățenia. Nu știu că se vede, da. Omul care face curățenia. Deci suntem doi în toată sala. Super, super tare. Ok, vă pup, vă îmbrățișez și vă las. O să mai fac un alt video. Numai bine, Doamne ajută, și you should be here.